Hei, salutare prieteni, eu sunt Cosmin FIFA Gamer și bine v-am găsit la un episod din Fortnite. Astăzi vom juca din nou la Sniper Shootout primul meci și după vom juca la solo câteva meciuri. Să vedem dacă data asta joc mai bine decât în primul episod. Hai să vedem. Da, la două, pentru că n-am făcut episod când era la solo. Acum, cred că aproape o săptămână era și la solo, dar, în fine, vedem că o să fac un update. Din câte am înțeles, o să fie un fel de rift pe care o să-l ai tu și o să poți să-l folosești când vrei, nu știu, ceva de genul, dar vom vedea. O să vă arăt, cred, și la update ce s-a băgat. Hai să vedem. Eu o să-i dau mut pentru că voi nu-l auziți. Da, dacă vorbește, îi dau. Chiar dacă voi nu-l auziți. Mă deranjează, dar vă că nu vorbește asta. Mergi în parc? El vrea în risky. Hai că s-ar doar ca să fim amândoi în același loc, pentru că e mult mai ușor așa. Dacă suntem amândoi. Oricum, cel care o să fie omorât din Reno, nu-i cu revive. Ați văzut episodul trecut, mamă, că-ți vin. Mă duc din nou la casele astea două, pentru că acolo sigur nu o să mai găsesc nimic. Mergem la casa asta și hai să vedem ce găsim. Minis. Trebuie să găsim și o armă neapărat. Nu găsesc. Un hunting așa, perfect, momentan. Doar atât în casa asta, doar un hunting. Am puțin, m-am așteptat la 2-3 arme. Hai să ne dăm și noi două minis. Ăștia se împușcă aici de se, să ne norocesc. Trag ăștia în prostie. Bine, un semi-auto, cred. Nu, bolt action am. Da. Un chest, e bine. Și un medkit, încă un hunting. Hai că nu-i și pe ăsta. De nevoie. Până ne pică ceva mai bun. Hai să mergem și noi, că văd că e pierusul acolo. Ah, ce aproape am fost. L-am scos. Ia uitați cât vin. Am făcut un kill până la urmă primul kill din acest episod. Că tot geam eu că meciul trebuie nu prea am jucat așa bine. Să vedem. Oho, i-am dat 86 la ăla cu Reaper. Oho, și lor te-am dat. L-am scos. L-am mai eliminat pe unul dintre ei. Da, a lootat cu echipierul meu tot. Mamă, ce mi-a dat. Bine, mă. Lasă-mi e gloanțele. Hai că am început bine acest meci, că toți ziceam eu că meciul trecut n-am jucat bine și v-am promis că să joc mai bine meciul ăsta. Și vedeți că deja am 2 kill-uri. Aproape 3, pentru că și la parcă îi luasem. Oh, vine unul acolo. Hai să încărcăm și noi gloanțe. Da.
Nu vorbesc așa mult pentru că încerc să mă concentrez aici. Oh! Ah, un pic. Încerc să-l nimeresc pentru că nu mai are viață multă și trage altul după mine. Unde e ăsta? Ah, cred că l-am găsit. Oh. Bă, dar nu sărea, am vrut să sar. Da, am avut două kill-uri, n-am zis bine. Am jucat cât de cât bine, se putea și mai bine, dar ați văzut cât am dat și ceilalți. Au mărit ăsta a doi, ăsta cu echiperul, dar unul a fost, mai știți că am dat 86. Și ăsta care se luptă el, știți că am dat mult damage și lui. Dar a fost un match, eu zic, bun. Față de ce am făcut episodul trecut, eu zic că a fost mai bun meciul ăsta. Și acum ne vom băga la solo, nu mai joc la sniper shootout. Avem aici la challenge, da. Haide să vedem. Să sperăm că ieși măcar în top 10, pentru că win, nu prea am șanse așa mari să fac. Dar vom vedea. Și hai să vedem. Hai să mergem la Salty. Hai la Salty să vedem. Da, v-am zis, în timpul meciului nu o să vorbesc chiar așa mult, pentru că încerc să mă concentrez, mai aud player, să înțelegeți voi. Da, hai să vedem. Să vedeți cât sar dintre mai uitați. Apara dispon. Noi mergem la Salty Springs. Și da, voiam să vă zic că... S-ar putea să fac un live zilele astea, nu știu sigur. V-am zis că o voi face la 300 de abonați, dar să văd dacă pot și eu să fac zilele acestea. Hai să vedem câți vin. Nu? Nu-i? A, ba da. Mă gândeam eu că o să fie pentru că... Era în drum. Hai că m-am dus eu. Un pistol, gloanțe... Hai cu o armă. Oh, chest. Bine. SMG, perfect. Ăștia deja trag unii după alții, dar... Hai să mergem, văd că e cineva aici în casă. Oh, și-a făcut-o la portofort. Nu construiesc pentru că o să mă vadă, vreau să mă uit mai întâi după el. Mă duc să-l surprind prin spate. Hai să vedem, îl văd acolo. Oh, bine, începem și meciul ăsta bine. I-a căzut vreo armă, că știu, nu. Bine. Oh. Aba lasă-mă. Stați un pic că... Da, nu mă lasă. Paolo, ce mă enervează. Așa, până mă trap aici. Ba, dar nu mă lasă din niciun fel. Stați așa un pic. Și acum.
Nici nu prea mai am materiale. Nu mai am, da. Au, nici nu mai am materiale ca să... Mamă, iar încep astea. Nu te cred. A, da și eu. Oh, l-am văzut cum construiește. Nu! Da. M-a omorât. Păi da, mai trăgea unul în spatele meu și mă tot mișcam, dar n-am mai avut și eu materiale așa să construiesc. Am făcut un click și match-ul ăsta. Deci până acum avem 3 tot episodul. Ceea ce match-ul trecut n-am avut. Episodul, mă refer. Am mai dăm câteva match-uri la solo. Și da, cred că și zilele astea o să apară un nou episod din FIFA 18 cariera cu Liverpool, pentru că n-am mai făcut de câteva săptămâni. Cred că 3 sau 4, nu știu sigur. Dar cred că va apărea un episod zilele acestea. Și da, hai să dăm drumul la un nou meci din din Fortnite. Hai să vedem unde vom merge. Unde? Hai că mă duc aici, că tot e în drumul meu. N-am idee unde să mă duc și de aceea mă duc aici. Sper să mai vină o, doi, trei play ca să mă duc, adică... După aia o să lutez tot, o să mă duc spre port și o să mă moare cineva. Așa s-a întâmplat și în trecut. Da, nu e niciun chest acolo sus. Hai să mergem la casa aia. Mai e cineva? Hai să mergem. Nu văd pe nimeni. Nu e chest? Nici aici nu cred că e, dar sparg pentru că trebuie sparg jos acolo. Camera asta. Oh, un SMG. Un slurp. Hai că e bun. Sparg tot de aici, chiculem, pentru că faci materiale din astea. Uitați, am deja 100 și ceva. 130 până acum, 133. Ce mai fac aici? Da, sus am fost. Hai să mergem altundeva, hai acolo să luptăm. Hai să luăm și acest burst. O, bine, pump. Da, nu e niciun chest, dar luăm asta pentru gloanțe. Încă un pump verde, dar pe acesta nu voi lua. Sau îl iau până găsesc ceva mai bun. Și las acolo. Hai să mergem și noi sus. Încă un pam verde și când am nevoie nu pică mai niciun, acum 3. Hai să vedem, am văzut ceva sus, cred că era un AR normal. Da, verde. Îl vom lua locul la burst. Hai
Hai să vedem. Și voi face așa, chiar dacă nu mai pot să fac double pump. Când o să rămân fără gloanțe la unul, o să trag cu celălalt sau nu știu, până găsesc ceva, v-am zis, țin și pump-ul celălalt. Nu-i nimic aici. Luăm gloanțele și hai și la casa aia să lutăm. Suntem în cerc, în zona, e bine. Mai sunt 46 de players și încă n-am dat de niciun jucător până acum. Hai să vedem ce găsim aici, chestul e acolo sus. Bandajele nu le iau pentru că am slurp-ul și mi-ar da el 70. Stați așa că mă chinuie joystick-ul. Hai cu un scar. Hai cu un scar sau un rocket launcher, să vedem. Un SMG verde, hai să-l schimbăm pe ăsta așa. Impulse grenade, n-aia n-am nevoie. Nu, vreau folosit așa bine, dar cred că îmi dau slurp-ul ca să fac shield pentru că nu găsesc. Și da, hai să ne dăm slurp juice-ul. Am luat tot de aici, că în afară de impuls, da. Acolo ar mai trebui să vină player dacă s-au dus la Flush Factory, dar nu cred că s-au dus așa mulți. Pentru că nu se duc chiar așa mulți în marginea la hartă, decât acolo ați văzut și voi partea asta la Risky, la Lazy. Cred că ne facem full. Cu slot, cu tot cu ciupercile astea. Poate mi-a dat mai mult decât 75. Ai încă o ciupercă și facem full. Suntem full acum. Datorită la slurp și la ciuperci. Hai că stăm bine și la material. Stați că vreau să-i editez până plecând din zonă. Hați. Da, hai să mergem și noi spre pod. Sau să așteptăm, nu așteptăm până se face zona. Încercăm să dăm și noi de viață, dacă pot spune așa. Aș vrea un heavy shotgun în locul la pump. A fost cineva pe aici. A construit o scară. A, uitați-l acolo. Hai că dăm de viață până la urmă. Haide, hai pe el. Dați că am făcut-o. Unde? Să nu zici că a fugit. Unde te-ai dus, măi? Bă, unde te-ai dus? Da, și acum, dacă mă duc să zicem partea aia, o să-mi iau din spate. Dacă s-a dus pe acolo, nu știu sigur. Da, aud că se împușcă cineva, da. Nu știu unde a fugit, pentru că ați văzut că a spart ăsta și pe aia a plecat. Până am urcat eu, cred că a văzut că am urcat și a fugit. Cred că e pe aici, pe jos. A, exact, ziceam, e prin zonă pe aici. Îi aud foarte aproape, dar nu știu unde sunt. În fine, hai să mergem înapoi de unde am venit. V-am spus, stăm bine și la material. Materiale. Nu! Mam. Ce bău am fost la faza asta. V-am stat direct pe scară, dar nu mi-am dat seama să construiesc jos.
Nu e nimeni. Suntem în zonă. Atâta mai bula, nu? Pentru că ziceam eu cele trecute că nu ține cu mine cercul acum, văd că ține cu mine. Mai sunt 24 de player și eu încă n-am dat de nimeni. L-am văzut pe ăla, da, a plecat până m-am dus eu. Deci, practic, nu e mai nimeni. Aud pe cineva. Oh! Oh! Mamă, 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 mamă. S-a dat, cred că, cu riftul. M-am și speriat. Mamă, și stăteam mult mai bine decât el. Adică aveam full shield 75 viețe. El avea 75 viețe, 25 shield. Când mă oftic. Sau hai să dăm și un meci la squad. Și v-am zis, dacă vor vorbi, le voi da mut. Da, hai să vedem. Aștept să mă bagi și în meci. Hai să vedem cu cine picăm în echipă. Poate măcar aici să facem unul în episodul ăsta. Da? Da, vorbesc ei, hai că le dau mut. N-am chef să sun. Sta răbesc de ăștia. Ce mai ajani pe Abdallah. Toți trei sta răbeți. Cred că fac la squad și... hai la salti din nou. Da. Nu vine că vor și aici. Hai să vedem. Deci mergem toți la salti, văd că a pus și checkpoint. Sau cum vrei să zic, marker, cum scrie aici. E mă, marker, place, marker. Din câte au semn de la ei, toți sunt arabi, vorbeau toți în arabă. Adică nu că știu eu cum înseamnă în arabă, dar... Da, și după nume, cam... Arsalana de Abo de Otabi, nu știu, în fine. Ați înțeles voi. Asta e casa mea. Să vedem. Chest, bine. AR, un slurp. Stați așa că n-am luat niciuna din ele. Cred că e cineva sub mine, cred că e din echipa, nu știu sigur să spun. Surpresed. Din nou un AR. Un pump verde, bine. Și da, e de la mine din echipă pentru că îl văd. M-am asigurat ca să știu dacă e de la mine din echipă. Să văd dacă nu găsesc shield din nou, să-mi dau slurpul. Hai, sperăm că găsim și noi shield. Și nu m-am uitat dacă sunt foarte mulți pe el, dar nu contează. Nu prea aș vrea să mă duc singur, pentru că dacă dau de un squad întreg, sunt mort. O, stai arescat. Ia uitați-l. Nu, îl mai las. Să hai pe ei. Dacă ar ști și ăștia română. Era pe aici unul. Dă-te, mă.
Stă-te, bă, ia uite ce mă face. Așa, dați-i. Mam, dacă cazi acolo în gaură, te-ai dus. Adică ți-a din viață, nu... Ba, hai când dau să le pulsam și eu o shield. Se împușcă ăștia aici. Haide mă. Ia, cine a făcut două kill-uri? A, unul singur de ăla, de... El nu mai are viață, mai din ușor, mi-am dat acolo să le... Hai că, bă, că joacă binișor squad-ul ăsta, chiar dacă ne-am dat noi de mulți playeri, dar până acum ne menținem bine. În casa asta a luptat, cine se împușcă? Din nou un kill al squad-ului nostru. Hai că din nou luăm încă un pump. Chiar dacă v-am zis, nu pot să fac double, dar nu pot sta cu două AR-uri și da. Aștept să găsesc un SMG normal. Mamă, câte glanțe i-a dat. Ce-o fi jos aici? Adică, da, e lootat. Asta aveam să văd. Deci, să vedem care a dat, bă. A, ăla, a bă, știți voi cum. Deci, până acum două kill-uri are squad-ul nostru. Hați-vă că vreau și o copaci. Unde a pus checkpoint? Nu văzusem. 43 de player deja mai sunt. Jumate câți au fost. Un pic mai puțin. E că jumate. El lutează acolo sus. M-aș duce eu jos, da, cred că până atunci tot el lutează. Da, și... Cred că meciul ăsta o să ne ia cel mai mult de până acum. Nu știu, să vedem. Da, au luat din tot. Da, să vedem. Văd că ei se duc, dar nu vă să-mi dau pușic point-ul. La Fatal Fields, cred că. Am două pump-uri, la fel ca mișto, dar e n-aș fac ca o scos double pump, că era mai mișto, dar o parte dacă te gândești și bine, pentru că nu mai e spam-ul ăla de shardar. Aici cred că n-a luat nimeni. Partea dreaptă n-am văzut nimic a luat. Oh-oh. Dați așa că... Vedem cine trage. Și de unde? Cred că e pe aici, pe lângă ei, dar nu văd, nu văd playeri. Adică aud cum se luptă cu echipierii, dar nu-i văd. Ah, gata, l-am văzut. Bagă mașina. Oho! Mamă, ce-a tras! Hai că l-am pus jos.
Și hai să scoatem unul ăsta, luăm sincerele. Gata. L-am scos și pe ăsta, dar văd că l-a scos și pe al nostru. Nu, mi-a luat scarul, bă. Ah. Bine. E bine că l-a lăsat. Vreau rachete, dați-mi rachete. A murit un echiper ăsta, dar asta e, n-ai ce să faci. Oh, un SMG normal, hai că scoatem rachet lanserul pentru că n-am nimic la el. Tu ce vrei, mă? Hai că până acum eu și cu arsalan ce mai am două când dai la murit. Am deja full la lemn. Hai să mergem în zonă. Să sperăm găsim un rift sau ceva. Chiar dacă nu prea cred. Mai sunt 30 de player, să sperăm că facem și noi win-ul episodul ăsta. Pentru că jucăm bine, ați văzut. Acum e nașpa că a murit Arsalan, care juca bine, cred că ăla cu skin-ul. Dar nu neapărat care skin juca bine, dar care dansa, cred că ăsta. Haideți în zonă, hai pe la bici. Avem ceva de mers, cred că o să ne iau un pic zona, dar... Hai. Fix când voiam să-i dau revive lui Arsalan, atunci l-am omorât pe ăla, dar până atunci l-am omorât deja ăla. Da, v-am promis episodul trecut că episodul ăsta o să joc mai bine și uitați că am avut și mai multe kill-uri. Am avut două în primul, unul în meciul trecut și acum două, nu? Vreo 5. Da, vreo 5, cred că am 5 sau 6, nu știu sigur. Haideți. Hai că avem scar noi doi, să vedem dacă și ăla are. Ar fi ceva. Nu, cred că are iar o ala albastru, pentru că era unul acolo jos. Erau două, de fapt, da. Mamă, și vine zona. Uitați unii acolo, i-am văzut, dar... Cred că e o scoadă întreg, da. Îi văd cum urcă sus. Eu zic să mergem, nu, eu n-aș vrea să tragem după ei, eu zic să mergem în zona mai bine. No, de ce ați tras? Că acum ne-au văzut și... E greu să-i luăm de acolo. Adică, ei au sniper, au hunting sniper. Hai pe aici, hai pe aici. Poate înțeleg și ei. Come on, come on. Come on. Tot îmi vine să spar copaci, dar... Căutați sus acolo. Mamă, e un squad întreg, hai să fugim. Nu trageți. Da, mamă, ce era să mi-am mai... Mi-am luat, da, păi dacă îi trag. Că-s proști. Noi n-avem cum să tragem după ei. Trebuie să tragă ei. Acum nici nu mai am. Ia. Care și-a mai luat-o? Ăsta și-a luat-o. Da, păi vedeți dacă trageți. Da, uitați, vin cu l-am scutut. Da, păi dacă trag după ei. Ce să le fac dacă ei trag? Bă, frate, bă.
Din cauza lor pierdem, că au tras. N-aveam noi cum să... să... îi omorâm de la distanță, pentru că n-aveam arme bune, dar ei trebuiau să tragă. Deci da, prieteni, cam atât și cu acest episod de Fortnite. Nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și să-mi dați un comentariu dacă mai vreți să joc Fortnite. Da, noi sigur ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!